Hello there and welcome back to Easy English for Hard Times. Remember, I'm Iwana. Are you ready for a new adventure? Hello Nectarie and hello Teodora. Theodora. How are you? Fine, thank you. And no you fine, Teodora? I'm fine. All right. Nectarie, Teodora, do you like to be scared? Vă place of its speriați? No okay not really all right today we are talking about halloween and yes theodora what are you afraid of the chitia theodora i am afraid of spiders and you Nectarie? Uh. I am afraid of uh, spiders as well. Alright, of spiders. Yes, today is Halloween, so happy Halloween dears! Halloween fericit ar fi în română. Pentru că o să vreau să vă povestesc un pic istoria acestei um, sărbători să i spunem. O să vă vorbesc mai mult în română. De unde vine ea? Acum vreo 2000 de ani. Erau niște triburi, celți se numesc ei, se numeau și atunci, care au poposit în zona numită Irlanda de astăzi. Ei vorbeau limba galică sau celtică. Acești celți au început să creadă la momentul respectiv în mai mulți zei, astfel că la sfârșitul lunii octombrie. Sărbătoreau sfârșitul verii și începutul unui anotimp întunecat. Toate lucrurile se întâmplau fix între solstițiul de iarnă și echinocțiul de toamnă, adică exact în perioada când noaptea devenea mai mare. Ce se întâmpla, totuși, la sfârșitul lunii octombrie, cum spuneam? Acest celți. Sărbătoreau All Hallows, Eve. Teodora, îți amintești că vorbeam despre Eve? Eve în limba engleză înseamnă ajun. Avem câteva elemente specifice care țin de tradițiile celtice. Ce sunt aceste tradiții celtice? Cum spuneam, celții sărbătoreau această. Trecere de la vară la iarnă. Iarna frig, întunecat. De aceea purtau foarte mult negru. Pentru că erau păgâni, cum spuneam, nu credeau doar într-un singur zeu, ci în mai multe zeități. Sărbătoreau, cum am spus, și sfârșitul verii. De aceea purtau și portocaliu. Cum o vedeți și pe mine îmbrăcată astăzi, negru și portocaliu. Deci am pus la tablă. Bonfire, adică un fel de foc de tabără. Ce făceau celții în această noapte cu acest foc de tabără? Se spune că luminau drumul spiritelor. Se spune în același timp, atunci, pe vremea celților, că exact în noaptea de 31 octombrie către 1 noiembrie, spiritele rele ajungeau pe pământ. Pe pământ, celții obișnuiau să se îmbrace și ei în costume, schelet sau chiar în Cum ar fi aceste costume, de exemplu? De ce se îmbrăcau ei în costume? Păi tocmai ca să se apere de spiritele rele care începeau să le bântuie locuințele. Uitați acest încă un costum. În formă de stafi. Ghost în limba engleză. Avem și un costum de Liliac. Un alt costum. Este un costum de um, Vârcolac. Costumul de Vârcolac, ce este un Vârcolac? Teodora, știi ce este un Vârcolac? Nu. No. Un Vârcolac este, se spune că este o ființă umană care peste noapte se transformă în lup, după cum se vede și costumul. Costumul este lup amestecat cu om, werewolf în engleză. Cum spuneam, un alt personaj foarte important în noaptea de Halloween este vrăjitoarea. De deci ce vrăjitoarea, care poartă în mână, după cum vedeți și în imagine, poartă în mână un craniu, scal în limba engleză, which înseamnă vrăjitoare. Așadar, se îmbrăcau și în vrăjitoare. De ce vrăjitoare? Pentru că se spune că vrăjitoarele dețineau toate secretele lumii magice, magiei. Dar pentru că erau vrăjitoare și vrăjitoarele aveau oarecare legătură destul de puternică și cu natura, toate animalele le erau prietene. Pe ce călătoreau o vrăjitoare? Pe o mătură, broomstick, o mătură cu un și avea a pointy hat. She's got a pointy hat. Cum vedeți și aici, o pălărie ascuțită, zuguiată. Teodora, have you got a pointy hat? I do not have a pointy hat. Nectarie, have you got a broomstick? Yes, I know you are not a witch, but have you got a broomstick? Uh, yes, in my house. Okay, what can you do with a broomstick? What can you do with matura? Okay, to sweep the floor. Să mături so, you don't have a broomstick, but you can have a pointy hat. Okay, the companion of a witch. companionul unei vrăjitoare. Cum spuneam, vrăjitoarele erau foarte legate de natură. Și pentru că se spune că o pisica neagră este un fost om care a făcut fapte rele și este trimis pe pământ sub forma unei pisici pentru a-și spăși pedepsele, de aceea pisica întotdeauna va fi însoțitoarea unei vrăjitoare și neapărat o pisică neagră, a black cat. Ajungem și la tradițiile Jack-o-lantern. Ce sunt acestea? Irlandezii, ca să vegheze drumul spiritelor pe pământ, obișnuiau să găurească un nap, în English turnip, sau un cartof, potatoes, cartofi, pentru a pune un cărbune sau ceva care să le lumineze drumul spiritelor, cum spuneam. Dar acești irlandezi, în timp, au ajuns și în America. Undeva în anii 1840, au ajuns mânați de foametea din Irlanda de la vremea respectivă, mai ales criza cartofului e bine cunoscută în Irlanda și în istorie. Din păcate, aceștia au trebuit să plece în alte zări de soare pline la vremea respectivă. Care erau acelea? America. Ce au găsit în America? Păi au găsit dovleci. Asta le-a oferit la momentul respectiv pământul din America. Și pentru că au găsit dovleci în engleză, pumpkins, au început să-i sculpteze și pe aceștia. Cum spuneam, nu mai erau potatoes, cartofi sau napi, turnips. Așadar, au găsit dovleci, au început să-i sculpteze, astfel că au ajuns la Jack o' Lantern. Acest Jack o' Lantern, așa îi spune denumirea, îi se spune omul lanternei sau Jack al lanternei. De unde e Jack? Păi există și o legendă. Se spune că Jack era un om foarte zgârcit. Și pentru că era foarte zgârcit, nu a avut loc în rai. Nu i s-a permis. Și totuși, nu i s-a permis să intre nici în iad. De ce? Pentru că a făcut o înțelegere cu diavolul. Mai degrabă, aș zice că l-a păcălit. A reușit să-l păcălească pe diavol. Cum? L-a pus pe diavol să se urce într-un copac și a împrejmuit copacul cu cruci. Astfel că diavolului i-a fost frică să coboare de acolo. Pentru că a fost un om foarte rău, nu a mai putut avea loc acest jack în rai. Nu a avut loc nici în iad. Și din acest motiv, cumva a fost blestemat să umble pe pământ. Astfel s-a născut Jack o Lantern. Și ajungem și la cuvântul trick or treat. Foarte multă lume știe trick or treat. Ne dați sau nu ne dați în limba română. Trick, care înseamnă o șmecherie, treat, a trata dacă ar fi să facem o legătură cu tradiția de la noi, ne dați ori nu ne dați, este în ajunul de Crăciun, când și la noi în România colindă copiii din ușă în ușă. Teodora, tu mergi la colindat în preajma Crăciunului? Nectarie, ai fost vreodată la colindat în preajma Crăciunului? Am fost, da. Și ce ai primit de Crăciun? Înaintea Crăciunului. Acum se primesc bani, dar în tradiție se primeau dulciuri sau diverse bunătăți. Uh, mai degrabă nuci și mere. Cam la fel primeau și copiii la vremea respectivă tot mere și nuci. Teo, tu ai fost vreodată la colindat înainte de Crăciun? Am fost și eu odată și primisem o mandarină și ponucă pe acolo. Okay, Revenind La Halloween. I copii. Primeau dulciuri, candies. Now, let's play and have some fun. Nectarie, Teodora, a monster with many bandages. So this is vocabulary for Halloween. I just say the vocabular pentru Halloween. Play and have fun. So Teo, a monster with many bandages. I think that is a mummy. Well done. Yes, it's a mummy. Mumie. Bravo. What do you wear on your face, Nectarie? Uh, a mask. Bravo. Well done. Indeed, a mask. a mask Ce portam pe față de Halloween? O mască. Şi nu numai de Halloween putem purta o mască. This Halloween monster is made from bones. Acest monster the Halloween este the din oase. Is made from bones. Do you know Nectarie? Uh, yes, it's a skeleton. Yes, it's a skeleton. Bravo, indeed is this is a costume this is a skeleton yeah you can have a costume and you can walk like a skeleton skeleton then theodora nectarie this is your moment to shine here you've got some words halloween words and you need to find the definitions and you need to match the definitions with the words. The words are: bats, werewolf, October. Pay attention, it's October, not October. Vampire, spider, trick, haunted, jack-o'-lantern, and boo. You have one minute for that. Although it's very easy for you. E ușor pentru Once again: bats, werewolf october vampire spider trick haunted jack-o'-lantern or boo we have a card pumpkin theo we have a human that transforms into a wolf we have dracula who is one of these halloween month web creator a house where ghosts live is considered Ghostly talk Pum Pam Pum or treat and the last one Night Flying Mammals Mamifere Carisboro Napta Ready Teo Nectarie? Let's see A carved pumpkin Teo what's a carved pumpkin? Very good. Bravo. Human drug transforms into a wolf, nectarie. Un om care se transforma loop. It's a werewolf. Well done. Theo. Dracula is one of these. Mm, vampire. Well done, nectarie. Halloween month. October. Bravo. Well done. Theodora. A web creator. Web um, that pânz. is a that is a spider. Yes, that spider you are afraid of. Acel de care ție, ție frică. Nectarie. A house where ghosts live is considered haunted. Very good, bravo. Buntuita haunted. Bântuit. Ghostly talk. Nectarie. Uh, Bu. Boo. Boo. O conversație, așa, între stafii. Așa s-ar zice că s-ar numi conversația între stafii. Bu. Pum, 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 or treat. Teo? Trick or treat. Trick or treat. Bravo. Teo, mai ții minte ce înseamnă trick or treat în limba română? Cum am traduce? Ne, ne dați sau nu ne dați. Ne dați sau nu ne dați, sigur că da. And the last but not least. Ultimul, Danu, cel din urmă, Nectarie, Night Flying Mammals. A bat. Bravo, it's a bat. Have you ever seen a bat, Teo? Ai văzut vreodată vreun liliac? Yes, I have. Bravo, it's very small, some of them are this small. Unii dintre ei sunt mici? cam cât o palmă. Acum să nu vă închipuiți că un liliac e cât o agvilă. Nu, e chiar foarte mic. Dar unii se sperie de lilieci. Teo, you are afraid of spiders, you said. Ți-e frică de păianjen, nu? Yeah, that's right. Oh, so you are not afraid of bats. No. Well done. Okay, so, once again, we have trick or treat, we have jack o' lantern, we have turnips, this is a new word, we have potatoes. We have also, but in Spanish, avem în spaniolă, vă amintiți, Dia de los Muertos? E fix aceeași tradiție. Pentru că la momentul respectiv, această sărbătoare, Halloween, era o sărbătoare păgână, cum spuneam, că ei credeau în mai multe zeități, la un moment dat, Biserica Catolică s-a gândit să unească această sărbătoare păgână cu sărbătoarea creștină, ziua Sfinților. Și actualmente, pe 1 noiembrie, într-adevăr se sărbătorește ziua Sfinților. Cumva s-a suprapus ceea ce făceau păgânii la momentul respectiv, pe vremea celților, cu actuala sărbătoare. Și da, filmul de desene animate păstrează aceeași tradiție și e foarte frumos descris acolo. Chiar vă recomand să vă uitați la acest film de desene animate. Dar să revenim la Halloween. Mai ții minte, Teo, un alt cuvânt pe care noi l-am învățat uh, acum? A monster wrapped in bandage? Um, A monster. A mummy, bravo, very good. Nectarie, um, can you mention the Halloween month? Uh, October. October. Uh -huh. uh, as I told you, cum vă spuneam, black and orange are the two colors for this Halloween celebration. Black is the color of the dead, este culoarea morților, de altfel și când ținem doliu în România, tot negru purtăm. Și cum spuneam, portocaliu se sărbătorește sfârșitul verii și mai mult decât atât sărbătoarea recoltei. Happy Halloween! Theo, do you remember the first celebration of Irish? It was all before Halloween. All? Uh, Hallow's Eve. Hallow's Eve, very good. Can you tell us, Nektaria, what Eve means in English, if you can? Uh, is the, the day night before. Uh, night, is the, the night. Is the night the night Before. Before, uh, celebration uh, celebrated day Ajun. very good mm -hmm. Ajun. very good can you mention an Eve here in Romania yeah. and not only in Romania Christmas Eve New Year's Eve very good Christmas Eve mm -hmm. Theo, Christmas Eve and very good. And New Year's Eve, Teo? Um, I don't know I'm Jonoban Reno. Mm -hmm. Theo, Teo, my teammate, cum spunem la mamifer? Yeah, I do, and it's called a mammal. Very good, bravo. So, a fly, a night flying mammal, is, nectarie? A bat. Mhm. Mm What can we see here on the board Theo? This is called A jack o lantern. This? Yes, we have five jack o lanterns on the board. Remember, we have the story, legend has it. Așa spune legenda că era fața unui băiat care se îshpășea, pedeapsa pe pământ cu această lumină, cu rică. Se spune chiar că era un cărbune în acest, în acest dovlac sculptat. Dears, this is Halloween day. So, thank you for being here. Thank you for being so hardworking. Nectarie, Teodora, it's been a pleasure. A fost o plăcere să vorbesc astăzi cu voi și să vă povestesc câte puțin din istoria sărbătorii de Halloween. So, guys, happy Halloween. Nectarie, Teodora, happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween, Teo. Happy Halloween. Happy Halloween to you, too. Thank you. Happy Halloween, dears, and see you next time. Don't forget. Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România împreună pentru viitor.